Nu, eu nu i-am cerut din Valiu Răzvanea să demisioneze din nicio funcție. Pot spune chiar cu riscul să vă dezamăgesc și pe dumneavoastră și pe alții, pentru mine în acest, din acest moment și pentru cea mai mare parte a partidului, Valeriu Răzvanea nu mai este o prioritate. Acum avem prioritate zero pregătirea candidaților, pregătirea campaniei electorale și câștigarea alegerilor locale.